Dragi prieteni, într-un episod recent am vorbit despre ziua de împlinire națională, care a fost duminica de 15 octombrie 1922, când regele Ferdinand și regina Maria au fost încoronați la Alba Iulia ca suverani ai României Mari. Dar în chiar familia regală se afla o persoană care sufera enorm. Această persoană era chiar tânăra noră a cuplului regal, adică principesa Elena. Principesa Elena era fiica regelui Constantin al II-lea al Greciei. Născută în anul 1896, Elena, alintată Sita, se căsătorise în martie 1921 cu moștenitorul tronului de la București, principele Carol. Așadar, grecoaica Elena devenise nora regelui Ferdinand și a reginei Maria ai României. Mariajul dintre Carol și prințesa Elena debutase bine. Pe 25 octombrie 1921 se născuse fiul lor Mihai, viitorul rege Mihai al României. Dar Elena a avut probleme la naștere, iar medicii au spus că nu va mai putea avea alți copii. În plus, destinul a făcut ca Mihai să se nască fix la un an după decesul bizar al fratelui Elenei, prințul grec Alexandru. Imaginați-vă că acesta fusese mușcat de o maimuță din menageria proprie și apoi prințul a murit de septicemie. Și după nașterea fiului Mihai, relațiile dintre Elena și soțul ei Carol au devenit tot mai reci. Acesta este contextul în care Elena a venit la încoronarea socrilor săi, alături de soțul Carol, la Alba Iulia pe 15 octombrie 1922. Trăsura în care se aflau Elena și Carol se afla chiar în spatele trăsurii care i-a dus la catedrală pe regele Ferdinand și pe regina Maria. Mii de oameni trăiau entuziasmați magia momentului, doar Elena suferea în tăcere. Principesa Elena a stat ca pe ghimpi în acea zi de 15 octombrie 1922. Dincolo de relația dificilă cu soțul ei, Elena primise și vești alarmante de acasă, de la Atena. În septembrie 1922, tatăl Elenei, regele Constantin al II-lea al Greciei, fusese forțat să abdice și luase calea exilului spre Italia, la Palermo. Repede, starea de sănătate a lui Constantin se deteriorase. Elena n-a putut să meargă să-și vadă tatăl, pentru că în România tocmai se pregătea ceremonia încoronării de la Alba Iulia. Elena nu a avut de ales. Datoria sa ca soție a prințului moștenitor al României era mai puternică decât calitatea sa de fiică a unui rege abdicat al Greciei. Așa se face că principesa Elena a asistat rece la ceremonia încoronării de la Alba Iulia din octombrie 1922. Când toată lumea se bucura, gândul ei era în altă parte. Imediat după sfârșitul festivităților, Elena a plecat spre Palermo și și-a găsit tatăl pe patul de moarte, unde s-a mai chinuit până în ianuarie 1923, când a decedat. Morala acestui episod vă reamintește începutul romanului Ana Karenina. Acolo scriitorul Tolstoi spunea că toate familiile fericite sunt la fel, dar fiecare familie nefericită este nefericită în felul ei. Acest lucru se verifică și în politică. Astfel, în octombrie 1922, familia regală a României era în culmea fericirii, dar familia regală a Greciei era în criză. Așa se scrie istoria. Până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste, iar unirea se construiește zi de zi.